Stimați concetățeni, anul care a trecut a fost un an greu. Peste 7 zile, asta va răsuna din toate televizoarele țării. Asta auzim de 25 de ani de sărbători. Anul care a trecut a fost un an greu. Stimați concetățeni, eu chiar cred că anul care a trecut a fost unul dintre cei mai dificili ani din istoria țării noastre. A fost anul în care mi s-a furat cel mai de preț lucru, speranța. Speranța care pentru mulți dintre noi a fost ultimul motiv de a mai rămâne în țară. Eu refuz să cred că totul este pierdut, că această țară nu mai are nicio șansă, că pentru oamenii buni, corecți și harnici nu mai este loc în Republica Moldova. Noi vrem să construim un alt fel de viitor. Un viitor în care toți vom putea spune cu mândrie: anul care a trecut a fost un an bun. Eu am hotărât să nu mai aștept. Am hotărât să fac un pas acum spre clădirea acestui viitor. Astăzi vă îndemn să facem acest pas împreună. Să pornim o mișcare care să demoleze sistemul corupt, să aducă o clasă politică nouă și să construiască o țară în care noi toți ne vom simți în siguranță. Prieteni, oricât de mult mi-aș dori eu să fac schimbarea, noi vom reuși doar atunci când fiecare dintre noi va pune umărul. Vă îndemn să credeți că se poate, pentru că eu cred în voi. Vă îndemn să trecem istoria țării pe curat, așa cum spun profesorii. La mulți ani! Bună seara, sunt Natalia Morari și de astăzi oficial mai avem un politician nou, Maia Sandu. Va reuși aceasta să fie un politician diferit? Vom încerca să aflăm în această misiune și pe parcursul următoarelor luni, poate chiar ani, doamna Sandu. Bine ați venit la Politica. Bună seara. Mai discutăm astăzi și cu Igor Boțan, director executiv al ADEPT. Bună seara, bine ați venit. Trebuie deodată să fac o precizare, pentru că ieri le-am promis telespectatorilor că astăzi vom avea o dezbatere deschisă între politicianul Andrei Năstase și Ion Dron, președintele Institutului de Monitorizare a Autorităților Publice. Ambii și-au demonstrat disponibilitatea, dar pentru că știrea zilei de astăzi este totuși lansarea doamnei Sandu în Politică, am decis că această misiune o vom face mai târziu, probabil deja la anul. Eu vorbesc despre dezbatere. A fost o precizare importantă pentru telespectatori, pentru că am promis. Doamna Sandu, ultima dată când a fost în acest studio, de fapt în studioul Interpol, ați spus că oamenii integri nu prea au ce căuta în politică. Au trecut doar 2 luni și vă întreb ce s-a schimbat de atunci, că dumneavoastră le propuneți oamenilor integri să se lanseze în politică. Nu știu dacă am zis că oamenii integri nu au ce căuta în politică. În politică de astăzi. Că oamenii integri nu sunt lăsați să ajungă în politică și sunt descurajați de calitatea și cultura politică din Republica Moldova. Acum, de ce am schimbat mesajul? Anume, pe motiv că am discutat cu foarte multă lume, așa cum ați încercat și dumneavoastră atunci în studio să mă convingeți că trebuie să încercăm, și am asistat chiar și în ultimele săptămâni la evoluții destul de nefaste pentru Republica Moldova, în sens că am văzut tot mai puțină responsabilitate din partea clasei politice actuale în raport cu viitorul acestei țări, și evident că acestea sunt lucrurile care m-au determinat pe mine și pe alți oameni ca mine să încercăm totuși să vedem dacă în această țară se poate construi un alt fel de partid cu alt fel de oameni, oameni corecți, integri, și dacă putem să obținem suficient sprijin din partea cetățenilor pentru ca să realizăm acest lucru. Alți oameni ca dumneavoastră, asta cine sunt? Puteți să ne dați măcar câteva nume? Pentru că ați promis că veți fi transparentă. Da, o să fiu transparentă, dar am și... deci sunt partea unei echipe și pot să fac doar ceea ce îmi permite să fac această echipă. Sunt...
sunt oameni tineri, în majoritatea lor cei cu care am pornit această inițiativă, sunt și oameni mai în vârstă care ne sprijină. Noi vrem să construim această echipă, să venim cu un număr mai mare de oameni atunci când o să-i prezentăm, dar foarte curând o să facem acest lucru, inclusiv din cei care, sper eu, începând cu ziua de astăzi, s-au înscris pe site-ul nostru și vor să facă parte din această echipă. Eu am înțeles că cam mult s-au înscris din prima zi. Peste 1000. Da, avem peste 1000 de aplicații și ne bucură acest lucru. Dar cum veți filtra, apropo? Pentru că prima întrebare care vine, cum verificați dacă acești oameni sunt într-adevăr oamenii care vor să facă parte dintr-o echipă integră sau oamenii care sunt trimiși special, contraplată, să zicem, pentru a organiza provocări? Noi avem o sumedenie de troleri pe Facebook. De ce n-ar putea ei să se înscrie în proiectul Maia Sandu? Admit că pot exista și asemenea tentative. În primul rând, cred că cel mai important lucru care ne ajută pe noi să selectăm oameni corecți și integri este însăși declarația pe care o fac eu, o facem noi, că în acest partid nu au ce căuta cei care sunt interesați de beneficii personale. Noi nu o să oferim bani, așa cum fac unele partide, noi nu o să oferim funcții, deci asta este doar pentru cei interesați în scopurile comunității, în scopurile dezvoltării țării și nu interese personale. Asta ar trebui să ține departe oamenii care se gândesc că pot să extragă niște beneficii personale din acest proiect. Vreau să le spun că există suficiente partide astăzi în Republica Moldova care pot să le ofere această posibilitate. Noi nu suntem așa. Altfel, evident că o să încercăm să creăm o comisie de etică foarte serioasă. Chiar și așa, atunci când vorbim despre o organizație într-un final destul de mare, este greu să filtrezi oamenii. Asta înseamnă că atunci când vom depista că au intrat în organizație sau în echipă oameni care nu împărtășesc valorile noastre, acești oameni vor fi excluși. Eu cred că am o mică experiență, pentru că am reușit la Ministerul Educației să conving și să țin lângă mine oameni integri. Este adevărat, dimensiunea acestui proiect este alta decât dimensiunea pe care am avut-o la Ministerul Educației, dar totuși mă bazez pe această experiență. Nu vă întreb despre nume, dar din echipa dumneavoastră vor face parte și oamenii care au făcut parte din echipa din minister? Fără ca să dați nume. Da, cred că sunt potențiali oameni care o să fie parte din echipă. Dar evident că foarte puțin. Domnul Sandu, este o mică, mare problemă în Republica Moldova. Toți politicienii care sunt la început, eu înțeleg că dumneavoastră sunteți parcă și la început și parcă nu, pentru că lumea vă cunoaște, ați fost ministru, dar totuși, toți politicienii care sunt la început, de obicei vorbesc extrem de bine. Așa de frumos sună tot ce îi spun, ne promit și așa mai departe. Eu vreau să vă întreb, dar de ce credeți că vi va reuși să deveniți altfel? Eu nu trebuie să devin altfel, eu sunt altfel și eu cred că am dovedit lucrul ăsta în ultimii 3 ani de zile. Deci eu o să fiu așa cum am fost. O să încerc să învăț mai multe, pentru că mi-a luat ceva timp să învăț despre educație, acum trebuie să învăț mult mai multe lucruri, dar la nivel de comportament și de valori, eu nu trebuie să mă schimb, pentru că astea sunt lucrurile în care cred și așa cum am procedat până acum, așa voi proceda și în continuare. Deci nu văd de ce ar trebui să mă schimb. Dar partidul dumneavoastră va fi despre ce, în primul rând? Pentru că toate partidele la noi se poziționează din start despre Europa, despre Uniunea Vamală, despre o Moldova unită. Despre ce va fi partidul dumneavoastră, pe scurt? Eu nu cred că acum cetățenii Republicii Moldova sunt foarte interesați de o doctrină sau alta, pentru că, în teorie, noi avem programe care poate nici nu întru totul corespund denumirii partidului strict liberal sau strict de stânga și așa mai departe. Eu cred că problema majoră este că nimic din ceea ce se promite, indiferent dacă este o doctrină sau alta, nu se implementează. Deci este acest gol enorm de responsabilitate când vine vorba de implementare.
Evident că ceea ce ne dorim noi toți este o societate prosperă și o economie durabilă și ca să avem suficiente resurse pentru a finanța sectoarele sociale. Problema majoră la moment este corupția. Impedimentul major este corupția. Deci, ca să putem să trecem la construirea acestei economii durabile și ca să putem să creștem standardele de viață ale populației, avem un impediment imediat pe care trebuie să-l eliminăm sau cel puțin să-l reducem și asta este corupția. Și respectiv, în prim plan sau pentru perioada inițială, aceasta ar fi agenda, dar vreau să spun din start că eu sunt doar un membru în această echipă, de aceea nu aș vrea să fac niște statement-uri aici, niște declarații în numele întregii echipe, pentru că această echipă urmează să se materializeze și toate prioritățile trebuie să le elaborăm în discuție cu membrii echipei, dar și cu oamenii, cu cei pe care o să vrem să-i reprezentăm. Eu mă gândesc că ați avut câteva oferte, chiar dacă nu v-au fost propuse în mod direct, dar ați avut câteva posibilități de a se relansa în politică activă. Fie să mergeți împreună cu echipa domnului Leancă, fie să mergeți în componența guvernului domnului Sturza, fie să mergeți ca parte a echipei noului partid Platforma Demnitate și Adevăr, de ce ați ales să mergeți pe cont propriu? Vreau să fac un comentariu aici. Nu am fost invitată să merg în echipa guvernului Sturza. În primul rând că nu am poate deocamdată. Nu am știut că acest lucru se va întâmpla. Am lucrat câteva săptămâni până ajunge aici, deci nu am putut să știm ce se va întâmpla și nu am primit nicio ofertă până la moment, de aceea nu știu dacă este cazul să discutăm. Da, am avut invitație din partea partidului domnului Leancă, din partea domnului Leancă. De ce nu am acceptat-o? Repet, pentru că avem totuși divergențe pe modalitatea în care această țară poate fi modernizată, modul în care noi vedem un pic diferit lucrurile, probabil că mai mult decât un pic. Dar în ce constă această divergență? Domnul Leancă este un bun diplomat și el a reușit să prezinte această istorie de succes a Republicii Moldova foarte bine în exterior și a ajutat țara să obțină resurse importante financiare. Problema este că asta nu ne ajută dacă istoria de succes nu este reală și s-a dovedit că istoria noastră de succes nu este reală. Noi trebuie să facem niște eforturi serioase aici pe intern, după care să mergem și să vindem, dacă vreți, această istorie de succes ca să putem să obținem sprijin. Eu sunt și colegii mei, credem că mai determinați pe această reformă pe intern și aici vorbim în primul rând de lupta cu corupția, de justiția, de reforma justiției, de consolidarea instituțiilor statului și eu văd acest lucru într-un mod diferit, adică acțiuni mult mai dure și mai radicale în schimbarea sistemului. Dar ați discutat toate acestea cu domnul Leancă? Am discutat, mă rog, nu am mai discutat de mult, dar cred că aici este o diferență substanțială de viziune cum pot fi reformate instituțiile statului, cât de, știu, dureroase sunt reformele pe care suntem gata să ne le asumăm și așa mai departe. De ce nu cu Platforma Da? Mă refer la partidul Platforma Da. Avem tangențe cu, știu, lucrurile pe care le promovează Platforma Da, dar sunt și anumite diferențe. Și în același timp, eu cred că este bine să existe competiție, chiar dacă, știu eu, electoratul ar fi mai mult sau mai puțin același, este bine să oferim oamenilor alegere. Și această competiție poate să conducă doar la îmbunătățirea calității acestor proiecte, pentru că
atunci când există competiție, există și un mai mare efort ca să se facă lucrurile corect și bine, și atunci când vine vorba de transparență, transparența finanțării activităților și pe conținut, e bine să avem dezbateri serioase. Nu este suficient doar să cerem ca acești guvernanți să plece, ei trebuie să plece. Este foarte important să avem și un dialog consistent pe lucrurile care trebuie să fie făcute. Domnul Boțan, dacă ți-ai de ales de adera la Partidul Platforma Demnitate și Adevăr sau Partidul Domnului Sandu, pe care l-ați alege? În primul rând, eu nu pot să ader nici la una din formațiuni. Asta este un principiu al meu. Rămâneți în societate civilă. Alături de dumneavoastră, în 2010, am făcut o declarație. Vreau să le amintesc, pentru că m-ați întrebat și să vă amintesc și dumneavoastră și telespectatorilor. Am spus că în următoarele, asta a fost în 2010, două cicluri electorale, eu nu intru în politică. Deci eu trebuie să mă țin de cuvânt. Deci mai asta avem o speranță peste un ciclu. Apropo, următoarele două cicluri au trecut deja, în 2010 și în 2014. Nu au fost complete. Apoi, eu vreau să salut anunțul pe care l-a făcut doamna Sandu astăzi și vreau să spun că într-un an zbuciumat pe care l-am trăit în 2015, cred că concetățenii noștri merită știri bune, pozitive, că renasc speranțele. Prea mult în ultimele câteva zile încep să cred că poate ceva rău ne așteaptă. Da, prea multe știri pozitive fim, da, foarte, doar câteva zile. Trebuie să fim foarte atenți, dar eu vreau să spun că personal consider anunțul doamnei Sandu o știre extraordinar de pozitivă pentru Republica Moldova. Această știre este oportună, acest anunț este oportun dacă ne uităm la patru sondaje realizate în ultimele trei luni de zile. Toate arată că există cerere pentru ca doamna Maia Sandu să vină în politică, pentru că doamna Sandu, așa cum spuneam și în alte emisiuni, chiar la dumneavoastră, a demonstrat că fiind insider într-o echipă guvernamentală foarte coruptă și ne amintim că doamna Sandu a avut curajul să spună acest lucru atunci când era insider și era în acea echipă, ea, domnia sa, a reușit să rămână o lumină clară, limpede pentru cetățeni. Că hai să aduce aminte că, de fapt, doamna Sandu a fost primul reprezentant al actual, fostului deja guvern, care a recunoscut că Moldova este un stat capturat, pentru că da, toți au fost la mine emisiune. Deci, eu vreau să spun că anunțul doamnei Sandu se pliază pe așteptări și ăsta este un foarte, foarte mare avans, un credit care vreți, nu vreți, trebuie să vi-l asumați și trebuie să faceți efortul pentru ca, așa cum ați spus și dumneavoastră, sunteți diferite de ceilalți. Acest un oarecum și un oarece trebuie valorificat. Există interes pentru proiectul dumneavoastră. Celelalte lucruri le-ați menționat, din punctul meu de vedere, absolut corect. În situația când platforma, partidul, este într-o competiție, cum se zice, pe o dimensiune, cum să zic eu mai bine, ca să nu greșesc, deci este angajat într-un fel de luptă aproape acerbă cu guvernarea, este nevoie și de un proiect liniștit, competent, care să le transmită cetățenilor mesaje foarte, foarte clare, că există ramura cea stradală, cea de confruntare directă și există o ramură paralelă, așa cum ați menționat dumneavoastră, care va fi într-o competiție loială, probabil, nu știu, asta dumneavoastră veți decide cu ceilalți, ca și proiecte substituente pentru un segment, așa zis, pro-european, care a profanat și ideea europeană și care pur și simplu a jefuit această țară, lucru care trebuie să lumea le știe, le recunoaște. Deci este oportun, este o veste bună, hai da, să zicem așa. Dar pot să vă întreb pe amândoi, ar însemna aceasta că noi totuși ne apropiem de alegeri anticipate, pentru că se vehicula prin Chișinău de mai demult că europenii și americanii nu sunt de acord cu ideea alegerilor anticipate atâta timp cât nu există un proiect de alternativă pe dreapta sau proiecte de alternativă pe dreapta.
Toate sondajele demonstrau că pe primele două locuri se plasau partidele de stâncă. Ne place asta, nu ne place, europenii și americani au propria viziune asupra proceselor politice din Republica Moldova. Și atât că în ultimele zile se întâmplă așa încât domnul Sturza, după 2 ani de... eu aș spune poziția activă, dar mai mult pe Facebook, domnia sa a revenit în politică moldovenească. Și eu cred că dacă a revenit, rămâne pe mult timp. Mie îmi pare că și în cazul în care nu va deveni prim-ministru, va rămâne în politică. Asta e un fel de început pentru ceva mai mare. Dumneavoastră v-ați lansat. Eu stau și mă întreb, nu este aceasta un fel de pregătire a landșaftului pentru alegeri anticipate? Pregătire din partea cui? Oamenii vor și oamenii din mult cer. Europenii știți foarte bine, sau americanii, comunică cu întreaga clasă politică. Atunci când ei susțin ideea alegerilor anticipate, ei au anumite instrumente de a influența acest proces. Când nu susțin, au la fel alte instrumente de a influența acest proces. Acum ei au sufletul împăcat. Gata, avem proiecte pe dreapta. Haideți să ascultăm ce vrea poporul. Nu știu ce... deci nu pot să răspund în numele acestor țări. Pot să răspund dar la întrebarea de ce am ajuns noi aici. Și este o decizie care îmi aparține mie și altor oameni ca mine, pentru că nu aș fi pornit niciodată dacă nu ar fi existat un număr minim de oameni care vor să se lanseze în acest proces. Pentru că nu este un proces simplu. Dar ați discutat cu partenerii externi? Da, eu discut regulat cu partenerii externi, dar nu cred că ei pot pune problema în forma în care ați pus-o dumneavoastră. Dacă ei pot să simpatizeze anumite forțe politice și pot să placă mai puțin alte forțe politice, este adevărat, dar nu cred că ei... nu este legal ca cineva să stea în spatele, deci cineva din afară să stea în spatele creierii unui partid politic. Deci, în ceea ce mă privește pe mine, această inițiativă este... vine din propria mea decizie și decizia câtor oameni cu care, cum spuneam, am discutat. Eu vă duc un alt exemplu. Nimeni nu vorbește despre lucruri ilegale, dar ne aduce aminte că în 2013, atunci când plana pericolul mare al alegerilor anticipate, în Chișinău, în ajunul creierii unei noi alianțe, a ajuns și domnul Fiule, care i-a așezat pe toți la masă și îi convingea că, băieți, vă place sau nu unii de alții, trebuie să mergeți eu mai departe împreună. Eu cred că noi suntem în situația în care... Acum, deci eu mă întreb, dacă europenii știu că există proiecte de alternativă, ei ar putea să nu insiste pe crearea unei noi coaliții, pur și simplu. Noi avem nevoie de guvern. Nu știu cât timp putem să mai rămânem fără guvern, deci chiar dacă este un guvern care nu va dura foarte mult, avem nevoie de guvern, pentru că și domnul Sturza, candidatul la funcția de prim-ministru, a zis că există pericol ca de la începutul anului viitor să nu mai poată fi făcute plăți absolut necesare. Deci nu poți să eviți acest subiect. Trebuie să ai guvern, dar altfel eu nu cred că în situația în care ne aflăm, cineva din afară poate să decidă dacă trebuie să avem sau o să avem sau nu alegeri anticipate. Pe de o parte este această stare de animozitate, nu știu cum să-i zic, în Parlament, cu toate că asistăm la crearea unor noi platforme și acolo și asta ar putea să însemne un pic mai multă stabilitate, dar pe de altă parte vedem cât de mare este neîncrederea populației în clasa politică. Eu nu cred că cu un asemenea tablou putem să supraviețuim încă 3 ani de zile. Indiferent de ce cred forțele din exterior, presiunea populară, nemulțumirea oamenilor este atât de mare că nimeni nu va putea opri eventuale alegeri anticipate dacă lucrurile nu se îmbunătățesc dramatic în viitorul imediat. Ori eu nu văd cum lucrurile pot să se îmbunătățească foarte, foarte tare. Care va fi strategia dumneavoastră în cazul în care noi vom avea alegeri anticipate și în cazul în care nu le vom avea? Ne spuneți după o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți cu noi! Deodată vă citesc un mesaj care mi-a venit de la învățătoarea mea de limba română. Doamna Larisa vă scrie: bravo, Maia Sandu, într-un ceas bun, mulți profesori, îi voi fi alături. Mulțumesc. Cu toate că, nu, toți, da, cu toate că nu toți aplaudau reformă. Da, și din păcate nu am reușit să facem
lucruri importante pentru profesori, sistemul de motivare, pentru că în timp ce noi încercăm să cheltuim mai eficient banii în educație, banii publici, ei se furau prin Banca de Economii și alte două bănci comerciale, respectiv unde e credibilitatea acestor reforme. Ideea fiind că nu este suficient să faci reforme într-un sector dacă nu faci reforme și în alte sectoare, impactul va fi mic și pentru sectorul care se reformează. Revenim la strategii. În cazul în care vom avea alegeri anticipate și să admitem că acestea vor fi organizate în primăvară, vară, destul de repede, când reușiți să colectați semnăturile pentru partid? Cred că reușim dacă astăzi am înregistrat 1000 și ceva de intenții. Bine, trebuie să le verificăm. Chiar dacă Republica Moldova e destul de complicat să înregistrezi un partid, pentru că trebuie să ai 4000 de membri, trebuie să ai o distribuție reprezentativă geografic, cel puțin 17 raioane. E un lucru bun, dar acest lucru poate fi făcut și după înregistrarea partidului. Eu cred că e ok să ai și 300 de membri în partid și ca să poți să faci înregistrarea, și dacă după aia cu 300 de membri reușești să iei 51% de voturi în Parlament, care este problema? Bine, noi suntem... Interactuală lege, așa e cum e. Păi este cum este, de-aia mergem pe această lege, dar nu cred că nu trebuie să încercăm să modificăm această lege. Spuneam că o să încercăm să le facem pe ambele, să începem și procesul de colectare a cererilor pentru a deveni membri, dar în același timp să discutăm în societate ce este în neregulă cu cadrul legal actual cu privire la înregistrarea și funcționarea partidelor. Totul este deja cunoscut. Există deja și proiecte în acest sens elaborate de către reprezentanții societății civile. Să ne mobilizăm. Pe ce cale vreți să influențați acest proces? În primul rând vreau... Pe actuale parlamentari să influențați? În primul rând vreau parlament? Ca să avem această discuție cu cetățenii acestei țări. Eu nu cred că s-a discutat suficient și la toate nivelurile ca oamenii să înțeleagă cum se înregistrează un partid. Până acum aceste lucruri nu erau interesante pentru oameni, pentru că modalitatea prin care se făceau aceste partide nu era una transparentă. De ce nu ar fi acum timpul potrivit ca să avem această discuție, să ne educăm, să ne informăm despre cum ar trebui să fie, cum este, și să vedem dacă putem pune toți presiune pe autorități ca să înceapă să îmbunătățească cadrul legal. Dar între timp, evident că o să mergem pe mecanismul existent, atâta timp cât el nu este schimbat. Și o să încercăm să ne înregistrăm astfel încât să fim gata pentru eventuale alegeri. Dar dumneavoastră excludeți varianta în care veți păți soarta lui Renato Usate, care anul trecut sau doi ani în urmă, de trei ori a încercat să-și înregistreze partidul, dar pentru că cineva care era în frunte ministerului nu prea dorea acest lucru. De fapt, cineva care stătea deasupra celor care era în frunte ministerului nu-și dorea acest lucru. Nu se întâmplă acest lucru. Nu ne facem iluzii, dar cred că este destul de periculos pentru autorități să se joace în continuare cu aceste lucruri. În special atunci când sprijinul este mare pentru o forță politică. Așa că eu nu îi sfătui să facă acest lucru, pentru că nu o să le stea bine și ar putea să aibă anumite implicații. Iar în cazul în care alegerile anticipate vor fi evitate și mai avem 3 ani de stabilitate, care va fi strategia? Atunci o să lucrăm cu această guvernare, îi dorim succese și o să avem această campanie pe diferite subiecte, pe diferite politici, priorități care sunt importante. O să trecem și printr-un proces de educare a societății, cum am zis, ca să discutăm subiectele, să ajungem până la oameni în diferite localități, diferite categorii de oameni și respectiv să ne pregătim să devenim o echipă puternică care atunci când se vor întâmpla alegerile să fie gata. Dar revin la ideea că mie mi se pare absolut nerealistic scenariul în care această guvernare, acest parlament reușește să coexiste încă 3 ani de zile și această țară nu se prăbușește de tot, sau mai bine zis acest stat.
Înainte că să ofer cuvântul domnul Boțan, nu pot să nu vă întreb. Vă aduceți aminte cum în studioul Interpol vă chinuiam jumătate de emisiune, încercam să vă convinc că e posibil, când există dorință, e posibil de colectat bani pentru un partid transpartent. Asta o să verificăm. Da, și de la oameni. Eu chiar a doua zi am făcut un mic sondaj pe Facebook. Majoritatea oamenilor care au răspuns, și au fost foarte mulți care au răspuns la acea întrebare, au spus că sunt gata să doneze, de exemplu, 1000 de lei pe an pentru un partid transparent care le va reprezenta interesele. Vă întreb, atunci mi-ați spus că o asemenea formulă vă pare mai greu de realizat, trebuie de meditat și atâta timp cât nu există bani suficienți pentru o echipă bună, pentru o perioadă lungă de timp și nu doar pentru câteva luni, nu vedeți deci cum să vă implicați în politică. Vă întreb, de unde sunt banii? Bani nu există. Există doar declarații sau intenții declarate, așa cum au fost la dumneavoastră pe pagină, așa mi-au spus și alți oameni pe care i-am întâlnit, dar urmează să testăm dacă acest mecanism este viabil. O să venim cu un instrument prin care oamenii să poată să contribuie, un instrument care să arate absolut toate contribuțiile. Noi credem că cel mai corect este să se meargă pe cotizații de membru și în momentul în care o să putem să facem o mică estimare a unui buget absolut necesar, o să decidem când o să fie o echipă mai mare, cam care ar fi această cotizație de membru și eventual poate niște donații, dar asta trebuie să fie destul de mici, mult mai mici decât cele pe care le permite actuala lege, astfel încât să nu intrăm în situații discutabile și respectiv toată lumea trebuie să semneze ca să confirme această donație. Dar, cum spuneam, asta va fi un test pentru societate. Dacă societatea este gata să contribuie. De aia trebuie să explicăm ce înseamnă un partid. Bineînțeles că noi nu avem de gând să facem un partid care cheltuie sume exorbitante. Dar v-ați calculat cam de ce buget aveți nevoie pentru a susține o echipă? Ce am cheltuit până acum în acest grup de inițiativă și au fost banii pe care i-am pus noi și a fost contribuția muncă de voluntariat în cea mai mare parte. Altfel am cheltuit cred că 150 de euro pentru lucrurile pe care le-am făcut. Acest spot. În total 150 de euro. Da, pentru că am înregistrat pagina și pentru asta trebuie să plătești 39 de euro și undeva 100 de euro am mai plătit tot pentru chestii care țin de pagina. Spotul video a fost făcut gratis, deci sunt oamenii care au zis că cu asta noi putem să vă sprijinim. Foarte multe alte lucruri pentru site au fost făcute de către oameni, deci de către oamenii din echipă. Evident că lucrul ăsta nu poate să cam ieftin vă iese să faceți politică, 150 de euro. Asta este la început. Pentru lansare. Dar, eu spun 160.000 de vizualizări pe YouTube într-o singură zi cu doar 150 de euro. Asta nu ne-a costat nimic pentru că asta e bine. Asta este pagina mea de Facebook și share-ul pe care le-au făcut oamenii. Eu nici nu sponsorizez această pagină, deci ea ajunge la oameni cu un cost, cu un buget zero. În același timp vreau să spun că evident că noi nu o să încercăm să mergem pe formula unor cheltuieli mari, cum am spus, nu avem de gând să plătim oameni pentru asta, nu avem de gând să cumpărăm televiziuni, pentru că există un instrument care e aproape gratis, internetul, mai ales și mai există, slavă Domnului, deși mai există câteva televiziuni la care avem acces, dar vreau să spun că unii oameni au făcut investiții enorme și tot n-au reușit să-și spele imaginea și să manipuleze oamenii așa cum și-au dorit. Așa că trebuie să fim, să avem mai multe inovații, să venim cu inovații și să încercăm să reducem costurile. Eu știu o televiziune care chipurile a fost asociată cu CNN și a reușit să distorsioneze mesajul ambasadorului Statelor Unite. Deci este o performanță demnă de remarcat. Aceeași televiziune azi a mai făcut o știre veridică. Să vedem la ce le ajută, dar eu vreau să vă spun că eu cunosc două echipe informale care muncesc la lucrurile pe care le-ați menționat dumneavoastră. Revizuirea legii partidelor, revizuirea legii privind finanțarea partidelor. Există date care arată că partidele care cheltuiesc mulți bani îi cheltuiesc pentru a-și întoarce înapoi înzecit și însutit prin furtul cetățenilor. Cei care au furat miliardul au investit în campanii electorale zeci de milioane de dolari și concetățenii noștri trebuie să înțeleagă atunci când îi văd
cu campanii bogate și așa mai departe, să știe că ăștia ulterior îi vor jupuia pe cetățeni. Ceea ce spuneți dumneavoastră, din punctul meu de vedere, este încurajator. Nu cred că cineva, nici Maia Sandu, nici alt lider politic, nu poate rezolva problemele Republicii Moldova dacă nu se implică cetățenii, dacă nu, ei nu consimt și oamenii trebuie să știe proverbul care îmi place, britanic, englezesc, da? Nimic demn de admirație nu a fost obținut fără entuziasm. Dacă nu există acest sentiment, nu va ieși nimic. De aceea, abordarea dumneavoastră, într-adevăr, este una, din punctul meu de vedere, originală, după ce așa zisele partide pro-europene au monetizat, pur și simplu au monetizat viața politică din Republica Moldova. Dar vedeți că televiziunile, minciunile pe care le tirajează sunt foarte ușor de combătut. Iată, eu am o surpriză pentru dumneavoastră. Am o cărțulie care se numește Демократическая партия и Лимбарусы. 10 лет вместе со страной. Acum, în această cărțulie care a fost semnată de președintele partidului și actualul președinte onorific al partidului, îi se cântă ditirambe domnului Sturza, cum a salvat el țara în 1999 și acum să vă uitați ce face media holdingul stăpânului Partidului Democrat cu candidatura pentru funcția de prim-ministru. Apropo, Eu am o propunere pentru dumneavoastră. Da. Eu vă rog să-mi faceți acest cadou. Nu, eu n-am să vă fac cadou, dar trebuie să găsesc în biblioteca mea încă una, dar dacă puteți să-l invitați la Interpol pe domnul Dumitru Diacov să povestească el adevărul ce a făcut Ion Sturza în 1999 și să compare cu ceea ce face media holdingul domnului Plahotniuc actualmente. Iar asta va fi, cum să spun eu, pentru cetățeni, să vadă, să distingă, tot să pui sute de mii de euro pentru propagandă și așa mai departe. Și e un document oficial al acelui partid. Și spune, uitați-vă ce scrieți voi aici. Și nu în momentul când Ion Sturza era prim-ministru, dar aproximativ asta a fost în 2007, da? Deci la distanță de 8 ani de când domnia s-a părăsit scena politică. Iată cum se fac lucrurile frumoase în această țară. Și sunt multe, multe exemple care pot fi utilizate. Mersi pentru idee, domnule Boțan. Poate chiar și voi face acest lucru. Eu am să fac o copie, să aveți, sau am să caut în biblioteca mea, țin minte că aveam și în limba română. Să vedeți cum Ion Sturza a salvat țara. Să vedeți ce reforme a făcut. Câte citate din reprezentantul FMI la Chișinău despre reformele pe care le implementează, pentru că toți politicienii greșează. Poate vă recunoaște, domnule Iacov, că a fost o greșeală această carte. Aproximativ peste jumătate de an după criza din august de Rusia, care a pus pe brânci economia Republicii Moldova. Deci sunt niște lucruri atât de frumoase care pot fi discutate și oamenii trebuie să înțeleagă că sunt televiziuni și media holding-uri pentru spălare de creier, pentru atacuri la persoană. Dumneavoastră probabil știți foarte bine, chiar înainte de a vă lansa, ați avut și dumneavoastră un incident. Iată cum se fac lucrurile în Republica Moldova. Întrebarea este, pentru ce se fac acest lucru? Dacă acești oameni sunt cinstiți, de ce folosesc astfel de metode? Nu oare pentru a se conserva la putere și pentru a continua să jăpuia, mă iertați, vă rog, să jefuiască această țară? Întrebări simple. Îl invitați-mă pe domnul Diacov. Eu am toată stima pentru domnul Diacov să ne spună unde este adevărul. La media holdingul domnului Plahotniuc, ori aici, în cărțulie pe care a semnat-o, domnia sa. El este membru de onoare. Bine, dar aceasta este întrebare către domnul Diacov și nu doamna Sandu. De ce să fac aceste lucruri? Vreau să punem punct pe discuția pe finanțare. Cred că ar fi mult mai pertinent să discutăm, să zicem, într-o lună sau două aici, în studio, experiența, dacă s-a reușit sau nu să se sensibilizeze potențialii susținători ca să contribuie financiar și să vedem care este această primă experiență și dacă nu, mă rog că trebuie să admitem și o asemenea situație, trebuie să discutăm la modul cel mai serios cum poate fi făcută mai bine finanțarea din bugetul de stat, pentru că avem niște resurse care sunt acolo alocate și mi se pare un subiect
subiect extrem de important. Dacă totuși vrem să scăpăm de partide finanțate de oligarhi, trebuie să reușim să găsim o soluție legală. Așa că dacă veți mai fi interesați în... Dar finanțarea din diaspora. Da, finanțarea din diaspora este mult, pentru că subiect. De fiecare dată la toți le pun aceeași întrebare. De ce cetățenii noștri care aici săraci, sarmanii câștigă bani puțin oficial, pot contribui la partide? Și noi am văzut chiar boschetare contribuie sunt fabuloase unor partide de la guvernare, dar cetățenii noștri care lucrează legal în străinătate, lucrează legal, sunt nevoiți, dacă doresc să finanțeze un partid, să trimită bani prin Western Union sau se trimită într-un colet, după care rudele lor de aici să finanțeze acest partid. De ce nu se poate direct de făcut? Da, de acord. Asta este o problemă cu cadrul legal existent și înțeleg că cineva ar putea spune că cei din diasporă ar putea să influențeze din exterior transferând sume enorme. Eu zic să punem o limită rezonabilă, dacă vreți, două salarii medii pe economie. Nu este o sumă foarte asta mare, este... din păcate. Da. Și sunt niște, sume care, în primul rând, pot fi achitate sau plătite de către cei din diaspora, pentru că acolo salariile de obicei sunt mai serioase. Și doi, nu există acest pericol că, știu eu, cineva, vreo țară străină, va vrea prin intermediul diasporii să transfere sume colosale și să influențeze rezultatele alegerilor aici. Dar ca totuși să punem punct în subiectul legat de finanțare, vă reamintesc ce a spus dumneavoastră în acest studio două luni în urmă. Ați spus că oricum, pentru a avea o echipă puternică și bună, experimentată, e nevoie de salarii bune, pentru că n-aveți cum să-i convingeți să-și lase joburile lor din străinătate și să revină în Moldova pe o perioadă de un an, doi. De pentru că n-aveți cum să le oferiți un salariu la fel de mare ca și în străinătate. Măcar ceva trebuie să le oferiți. V-ați gândit la o anumită sumă de care aveți nevoie ca să aveți o echipă puternică în jur? În primul rând, nu cred că e ușor ca să se decide cineva din afara țării să vină pentru perioada campaniei. E mult mai real ca acești oameni, odată ajunși la putere, să vină să lucreze în executiv și în alte instituții ale statului. E altă chestie, e o chestie mai durabilă. E situația în care noi nu știm când vor avea loc alegerile, să-i spui cuiva să-și lase familia, cariera, să lase totul acolo și să vină acasă, nu cred că este un lucru foarte serios. Diaspora poate să ne ajute la nivel de idei, poate să ne ajute, sper că financiar, dacă vom putea să modificăm legea, dar e extrem de important ceea ce pot face ei dacă eventual se ajunge la putere, pentru că atunci vom avea nevoie de oameni competenți pentru foarte multe instituții publice, agenții, ministere și așa mai departe. Și asta ar fi contribuția lor majoră. În cariera dumneavoastră de ministru și de membru al fostului guvern, aveți două episoade la care foarte des referă criticii dumneavoastră. Și eu chiar vă rog să răspundeți, poate nu pentru prima dată, la câta oară, dar să răspundeți la aceste două întrebări. Poziția dumneavoastră în privința concesionării aeroportului Chișinău și votul dumneavoastră, cum ați votat pentru oferirea, în primul rând, istoria cu BEM-ul, când atunci guvernul n-a votat, cu oferirea garanțiilor de stat, ajutorului de miliarde de lei în luna noiembrie 2014. Care a fost poziția dumneavoastră în primul caz și în al doilea caz? Există înregistrări video pe care toată lumea poate să le revadă sau să le vadă cei care nu le-au văzut, care dovedesc că eu nu am votat pentru concesionarea aeroportului, pentru că nu mi s-a părut o tranzacție... Al doilea episod. Bună pentru țară. Existau foarte multe semne de întrebare și, din păcate, aceste semne de întrebare s-au dovedit a fi reale. Eu am fost degrevată din funcție în luna octombrie și noiembrie pentru că am făcut campanie electorală, deci nu am fost membru al guvernului în perioada în care s-a luat prima decizie pe emiterea acestei garanții din partea guvernului pentru cele trei bănci. Respectiv, eu nu am participat la ședința guvernului și nu am fost parte la această decizie. Eu am participat la ședința din martie,
când s-a eliberat a doua garanție. Lucrurile erau un pic altfel când s-a eliberat a doua garanție, pentru că cel puțin la momentul acela Banca Națională avea oamenii lor sau introdusese supraveghere specială la băncile la care pentru care se ofereau aceste garanții. Dar aceasta este Banca Națională despre care tot dumneavoastră spuneați că da, poartă o mare răspundere pentru ceea ce s-a întâmplat în sistemul bancar. Dacă solicite cineva procesul verbal de la acea ședință de guvern, o să regăsiți toate aceste lucruri pe care le-am spus eu în această ședință de guvern și, practic, vorbitorii acolo au fost doi sau trei, dintre care unul eu și al doilea guvernatorul Băncii Naționale, și mesajul meu către colegii din guvern a fost anume acesta, că da, eu înțeleg că nu putem să lăsăm întreg sistemul bancar să pice, pentru că e o problemă atunci când oamenii înțeleg că nu, că le-au dispărut banii din bănci și toată lumea fuge la bancă să încerce să-și ridice banii, atunci e foarte, foarte real să se întâmple această cădere totală a sistemului bancar și asta este foarte grav. În același timp, eu le spuneam colegilor că eu nu am încredere, nu sunt sigură că Banca Națională va gestiona această garanție corect. În stânga mea era directorul de la CNA, deci, într-un fel, toată lumea care purta răspundere pentru supraveghere era acolo și asta e. Deci, pe de o parte, guvernul nu poate să demită guvernatorul Băncii Naționale ca să aibă asigurare 100%, siguranță 100% că se vor administra corect lucrurile. Pe de altă parte, nu poți să nu iei o decizie atunci când întreg sistemul bancar este într-o situație precară și există acest risc. Deci dumneavoastră nu regretați acea decizie din martie? Eu nu pot să spun că regret sau nu, dar atâta timp cât nu se va face o analiză a activității Băncii Naționale după eliberarea acestor garanții, nu putem spune cu certitudine dacă decizia a fost corectă sau nu. Decizia probabil a fost corectă pentru că trebuia salvat sistemul bancar. Acum nu știu dacă Banca Națională, într-adevăr, a aplicat, știu, toate metodele și a făcut lucru bine ca să reducă cheltuielile pentru bugetul de stat, pentru evitarea acestui colaps al sistemului financiar. Problema este ce s-a întâmplat până la garanții. Și, cum spuneam, prima garanție a fost emisă înainte ca, cel puțin decizia a fost luată, înainte ca Banca Națională să aibă supraveghere în aceste trei bănci. Și aici a fost o problemă și înțeleg că acolo s-au mai întâmplat niște tranzacții care au fost în detrimentul statului. A doua decizie a fost luată în condiții mai corecte. Dar în continuare există semne de întrebare. În momentul în care o să avem un guvernator al Băncii Naționale care va fi responsabil și independent și va vrea să clarifice lucrurile, doar atunci noi toți vom afla ce s-a întâmplat până la urmă. Spuneți atunci când? Înseamnă că cu actualul guvernator nicio șansă să se întâmple acest lucru? Cu actualul, bineînțeles că nu este nicio șansă, pentru că el este parte a acestui joc și acestei probleme. Acum nu este clar când și dacă vom avea un alt guvernator al Băncii Naționale. Despre aceste jocuri de putere și ce se va întâmpla în viitorul apropiat, vorbim după o scurtă pauză de publicitate. Cu Maia Sandu vorbeam despre jocuri de putere. Știți că în ultima perioadă se discută tot mai intens despre varianta că Vlad Plahotniuc ar putea deveni premier. Chiar se vrea în această funcție. Partidul Democrat l-a înaintat în calitate de candidat. Ce credeți despre o asemenea candidatură la funcție de premier? În primul rând, cred că domnul președinte a spus-o foarte clar că nu este de acord să-l înainteze și de-aia nu știu dacă mai merită să discutăm acest scenariu. Bine, ar mai putea avea loc și turul 2? Pe primul tur să admitem că domnul Sturz nu trece. Și de ce l-ar înainta în turul 2 dacă nu a fost bun pentru primul tur? Deci credeți că președintele Timofte nu îl înaintează? Asta sper. Sperați. Dar de ce sperați? Dumneavoastră vi se pare un candidat potrivit? Eu întreb pe dumneavoastră. Toată lumea cunoaște păi ce cred exact eu despre acest candidat. În primul rând,
este omul despre care vorbim că a contribuit substanțial, dacă nu chiar a fost autorul principal la politizarea instituțiilor statului și respectiv reducerea semnificativă a independenței acestor instituții. Și doi, e și omul care nu este deloc agreat de către populație. De ce ar fi această persoană potrivită pentru funcția de prim-ministru? Dimpotrivă, cred că este periculos pentru că ar continua acest proces de consolidare a propriei puteri asupra statului și am ajunge într-o situație poate și mai urâtă, cu siguranță și mai urâtă, chiar dacă este greu să ne imaginăm cum ar putea arăta o situație mai urâtă, dar astea sunt argumentele, deci nici nu cred că merită să discutăm. Dar haideți să discutăm ce faceți dumneavoastră în cazul în care ajungeți la putere. Ce faceți cu asemenea persoane ca Vlad Plahotniuc, Vlad Filat, bine, acum e în izolator, dar nu se știe care e soarta. Ceea ce restul persoanelor. Ce încercăm noi să facem este să avem o justiție corectă și lăsăm justiția corectă să-și facă treaba. Dar după dumneavoastră, potrivit dumneavoastră, pentru furtul miliardului, ar mai trebui să fie tras cineva la răspundere? Deocamdată doar Vlad Filat este arestat, cam puțin. Da, este greu de crezut că el este singurul om care a putut să scoată atâția bani din sistem. În primul rând că am discutat că a fost un efort comun a mai multor oameni și instituții. Dar avem nevoie probabil de un procuror european care să vină și să-i găsească pe toți, să facă o anchetă ca la carte și să-i vedem foarte curând pe toți cei care se fac vinovați de furtul miliardului și nu doar, pentru că ăsta este doar un episod, da, foarte zgomotos, dar nu singurul. Da, cred că va trebui să investim în închisori ca să avem spațiu pentru mai multă lume. Dar pentru aceasta avem nevoie nu doar de un procuror european, avem nevoie și de judecător independent și de da, un cinean independent. De ce eu întreb, care ar fi primele 5 demisii pe care le-ați cere? De fapt, puteți și acum să le cereți și în calitate de politician care e abia la început. Ce se cere în primul rând? Eu cred că toate aceste instituții de drept și care se ocupă de sau ar trebui să fie responsabile de lupta cu corupția au greșit și respectiv toată administrația acestor instituții trebuie să plece. Trebuie să avem oameni în fruntea acestor instituții care vor să schimbe lucrurile și care pot să le schimbe. Evident, o asemenea reformă nu se întâmplă peste noapte, dar trebuie să înceapă peste noapte. Mă refer la momentul în care vine un nou partid la guvernare. Aceste lucruri trebuie inițiate peste noapte, aduși oameni în funcții cheie, oameni integri, selectați în baza meritocrației și oferită libertatea pentru ca ei să înceapă aceste reforme. Dumneavoastră permanent vorbiți despre oameni integri. Eu înțeleg că integritatea este o valoare care contează pentru dumneavoastră. Din foști colegi, din partid, din guvern, mai vedeți încă oameni integri? Pentru că se pare de fiecare dată puneți accent pe o echipă nouă și se pare că e așa oameni ca, de exemplu, Iurel Leancă, Oleg Efrim, ați avut mulți colegi în Partidul Liberal Democrat și nu numai în Partidul Liberal Democrat. Nimeni dintre ei, potrivit dumneavoastră, nu este integru? Nu pot să spun acum cine este integru, cine nu este integru. Cred că este important ca oamenii să aibă și curaj. Putem să admitem că unii din ei nu au reușit să facă lucrurile pentru că nu a existat sprijin politic. În același timp, eu cred că atunci când nu există sprijin politic, trebuie să sau să pleci sau să fii foarte ferm, să vii în spațiu public și să încerci să un caz concret, Oleg Efrim, care de două ori nu a înregistrat partidul domnului Osatei. Trebuia să plece? Pentru că era evident pentru toată lumea că acest lucru nu-și dorea și Vlad Filat. Este un caz care pune semne mari de întrebare. Iurel Leancă, care putea să iasă în public în ajunul alegerilor din 30 noiembrie și să spună ce se întâmplă în sistemul bancar. Trebuia să facă? Este și ăsta un alt caz destul de costisitor și important și am și eu semne de întrebare. Spuneam în emisiunea dumneavoastră data trecută că am aflat în această toamnă că a existat și un studiu al Femeii și al Băncii Mondiale pe sănătatea
sistemului financiar bancar, care a fost oferit guvernului încă în vara anului 2014 și n-a fost publicat. Și care de obicei se publică, guvernul nostru a hotărât să nu-l publice, deci asta mă face să cred că oamenii totuși au cunoscut ce se întâmplă în sistemul bancar, dintr-un motiv sau altul nu au acționat și asta ne-a costat destul de mult. Deci da, este o problemă în această situație. Domn Boțan, dacă aveți întrebări. Întrebări? Că eu mai am multe, dar nu vreau să monopolizez istoria. Reușesc să răspund la întrebare. Vă rog. În primul rând, eu nu cred că domnul Vlad Plahotniuc este o persoană potrivită pentru funcția de prim-ministru. Să ne referim la experiența lui. El întotdeauna a fost pe poziția a doua. Nici măcar n-a putut să devină președinte al Partidului Democrat. Este vicepreședinte și chestia asta este foarte așa... Credeți că n-a putut sau n-a vrut? N-a putut, sigur că da. Doi, a fost doar vicepreședinte al Parlamentului. Și asta e, iarăși, e... Omul e făcut pentru pozițiile doi. El nu poate fi în pozițiile de frunte. Trei, omul nu vorbește. Nu vorbește cu cetățenii, în locul lui vorbește media holdingul domniei sale care minte. A vorbit odată cu dumneavoastră într-un interviu și cu mine. Da, și ne-a spus lucruri foarte interesante. A spus că nu se va implica în alegeri și s-a implicat. Exact, și ne-a spus că luni. Este haiduc și vă face ordine haiducește. Deci nu în conformitate cu regulile statului de drept. Dar vă spuneam că cea mai mare problemă cu Vlad Plahotniuc este că el nu dorește să vorbească cu cetățenii, în locul lui vorbește media holdingul care minte. Și v-am adus exemplu cu, deși este asist, asociat chipurile cu CNN, l-a distorsionat pe ambasadorul Statelor Unite. Eu cred că asta e strigător la cer. Și doi, v-am adus această cărțulie, da? Această cărțulie care spune una, este memoria instituțională a Partidului Democrat în care a venit domnul Plahotniuc, iar acum ceea ce spunea cu mândrie președintele de onoare și președintele atunci și Dumitru Diacov, media holdingul lui șterge picioarele de adevărul istoric spus în acest document oficial al Partidului Democrat. Acum, eu vreau ca și telespectatorii să ne spună, cum o astfel de persoană care nu are experiență de a fi în prim plan și nu vorbește categoric cu cetățenii, iar mașina lui propagandistică doar minte, cum poate veni în fruntea guvernului? Pentru mine e o problemă, pur cetățenească. În rest, nu am nicio problemă cu... Doru Petruță vă întreabă, ce poate face doamna Sandu diferit de domnul Leancă, care a pierdut peste 25% din scorul de credibilitate, iar ca partid de la 15% intenție de vot a ajuns la 6-7% și toate acestea în doar câteva luni de la lansare? Vedeți că eu tot nu am fost prezentă ultimele 4 luni în spațiu public. Am fost la câteva emisiuni, dar nu am fost nici persoană politică și... Oricum am rămas sau chiar am crescut în anumite sondaje. Nu știu, asta este un semn de disperare a societății și, știu, dezamăgire totală în clasa politică existentă. Eu cred că mai degrabă este discursul meu care este a unui luptător comparativ cu discursul domnului Leancă care este a unui diplomat și eu cred că în situația oamenilor corupți și mincinoși, politicienilor corupți și mincinoși din țara noastră nu e cazul să te comporți ca un diplomat. Eu cred că lucrurile trebuie spuse pe nume. Eu cred că oamenii trebuie implicați în aceste discuții și sper că o să reușim să convingem oamenii că putem să fim un proiect de valoare. În același timp, eu vreau să reiterez că nu vreau să rămân singura persoană care este văzută în această echipă. Eu vreau să folosesc acest capital pe care l-am acum ca să pot să aduc în vizorul oamenilor altă lume de calitate, potențial lideri, astfel încât să existe alegere pentru tot felul de situații și funcții. Să-i cunoască oamenii pe ceilalți, pe alte persoane ca mine sau mai bune decât mine, care eventual ar putea să devină lideri naționali. Domnul Sand, actualul și chiar politic arată destul de clar. Potrivit sondajelor, la următoarele alegeri, în cazul în care vom avea alegeri duminică viitoare, în Parlament ar accede 6 partide sau 7 deja.
Bine, eu cred că asta e... Da, la limită, partidele de la guvernare, PLD-MEO, gata, deja nu mai intră, PL la limită, PD la limită, Iurea Leancă 6-7%, socialiștii Renato Usate și Partidul Nou, Platforma de Unitate și Adevăr. Să admitem că apareți și dumneavoastră, accedeți și dumneavoastră din toate aceste partide. Cu cine vă vedeți ca potențial, nu știu, partener de coaliție? Eu cred că este de vreme să discutăm, pentru că lucrurile se schimbă rapid. La nivel de, și am văzut un exemplu, Partidul Popular European avea un scor jumătate de an în urmă și acum are alt scor, deci nu trebuie să excludem. Bine, dar aveți partide tabu cu care nu v-ați coaliza niciodată? Bineînțeles. De exemplu, nu văd nicio tangență pe valori și intenții cu partidul nostru sau cu Partidul Socialiștilor, asta este foarte clar. În rest... Dar dacă vor propune, de exemplu, proiecte anticorupție, să admitem? Da, dacă sunt niște proiecte care sunt foarte bune, deci votăm un proiect bun, dar ca să vorbim despre o coaliție de guvernare, nu putem să vorbim, pentru că diferențele sunt enorme și eu cred că ele sunt vizibile. Cu ochiul liber se văd, nu trebuie să elaborăm prea mult aici. În rest, evident că guvernarea de coaliție este una dificilă. Cred că unicul lucru care poate să îmbunătățească sau să ajute în această situație este transparența. În momentul în care ești transparent de la bun început și declari ce vrei să faci tu și nu te lași atras în discuții obscure, atunci poți să reușești să convingi partenerii. Sau dacă nu reușești, cel puțin pentru electoratul tău este foarte clar pentru ce ai optat și de ce aceste lucruri nu s-au întâmplat. Pentru că ce am văzut noi în ultimii ani au fost niște discuții obscure, declarații de dragul, pentru presă care nu neapărat... Vorbim despre același acord de împărțirea sferelor de influență, justiție, organe de drept și așa mai departe. Deci acolo s-a produs acest lucru într-un mod total netransparent. Dacă se discuta secret, acest lucru, protocol secret. Dacă se discuta acest lucru pe față, cred că era suficientă presiune din partea societății și nu se ajungea atât de departe. Dar, cum spuneam, e de vreme să discutăm cine accede, cum accede, când sunt alegerile. Haideți să ne concentrăm pe altceva acum. Haideți să încercăm să convingem cât mai multă lume de calitate să se implice. Oamenii trebuie să înțeleagă lucrul ăsta. Nici eu, nici oricine altcineva nu va putea să facă lucruri serioase de unul singur sau chiar 20 de oameni. E necesară de o implicare masivă din partea oamenilor și atunci avem șansa să reușim. Dacă nu, o să ratăm această șansă. Dumneavoastră, acum, într-un fel, ați exclus orice parteneriat cu partidele de stângă, Partidul Nostru și Partidul Socialiștilor. Ar însemna aceasta că electoratul vorbitor de limbă rusă nu prea vă interesează? Nu este adevărat. Eu am exclus deci o coaliție de guvernare cu aceste două figuri politice. Dar ce veți propune oamenilor ca să uniți cetățenii Republicii Moldova? Eu cred că provocările sau îngrijorările geopolitice, îngrijorările oamenilor, indiferent de etnie, gen și vârstă, sunt foarte similare în ultima vreme. Deci este această corupție rampantă și vorbim aici nu doar de furtul miliardului, care este o problemă majoră, dar vorbim și de ce se întâmplă în mediul de afaceri, pentru că dacă o să discutați cu, în special cu business-ul mic, o să auziți că ei se simt tot mai prost din cauza hărțuirii din partea anumitor organe de stat. Vorbim despre ce se întâmplă în medicină, despre ce se întâmplă în educație și astea sunt lucruri care se întâmplă din cauza că statul nu funcționează, din cauza că salariile nu se plătesc la timp și așa mai departe. Deci eu cred că există un areal de probleme care îi unește pe acești oameni și respectiv un partid care ar veni cu niște soluții credibile are șanse să obțină sprijinul oamenilor, indiferent dacă lor le place mai mult Rusia sau Uniunea Europeană. Deci noi suntem într-o situație atât de proastă
că putem să promovăm niște lucruri care se unească pe toți la această etapă. Dar care, potrivit dumneavoastră, în general, ar fi o idee națională care i-ar uni pe toți din Republica Moldova? În pofidă limbii vorbite... Da, de acord. În primul rând că vreau să zic că toate partidele care... știu eu, încearcă să speculeze pe acest segment geopolitic, o fac pentru a obține un scor electoral și asta este greșit, pentru că atâta timp cât o să insistăm pe asta și o să contribuim la divizarea societății, atâta timp nu avem șanse ca să construim aici o comunitate în care oamenii se respectă și care se mișcă înainte. Deci, cei care vor putea oferi o soluție pentru eliminarea acestei despărțiri în societate vor fi cei cu cel mai mare impact. Asta este. Sunt niște lucruri elementare pe care oamenii vor să le vadă. Oamenii vor să aibă siguranță în ziua de mâine, oamenii vor să știe că bunăstarea lor va crește, oamenii vor să știe că ei vor avea servicii educaționale și de ocrotirea sănătății de calitate, dar pentru a ajunge acolo avem un impediment major acum, care este corupția, care este... justiția nedreaptă și respectiv instituțiile statului care nu funcționează în interesul cetățeanului. Deci suntem acum pe un segment pe care toată lumea este interesat și dacă vom oferi soluții credibile, cum am spus, pe aceste dimensiuni, atunci ar trebui să putem să obținem sprijinul oamenilor indiferent de etnie, de interes geopolitic și așa mai departe. Vreau să vă întreb, în ce măsură decizia dumneavoastră de astăzi de a lansa un proiect politic nou ar putea să influențeze pe cei care astăzi participă în negocieri privind formarea unui guvern, totuși să voteze un guvern? Pentru că dacă e să ne uităm la partidele de dreaptă, majoritatea dintre ele sunt la limită, n-ar trece pragul electoral. Aici apare un proiect nou. Încă nu se știe ce va face în viitor Ion Sturza, dacă vor avea loc alegeri anticipate. Și atunci ei n-au nicio șansă să intre în Parlament. Dar aici măcar 3 ani cu funcții în Parlament, de ce nu? Ar putea să-i convingă? Nu știu dacă sunt chiar atât de speriați, cu toate că sunt speriați, când ai 5% nu ar fi lansat, sau 4%, eu cred că ești speriat și mai apar proiecte de alternativă, cred că ești speriat. Da, dar oricum nu cred, cum spuneam mai devreme, nu cred că chiar dacă votează un guvern, acest guvern va putea rezista și va putea corecta lucrurile în măsura în care să le permită lor să rămână în Parlament încă 3 ani de zile, să-și ducă zilele acolo bine și comod. În primul rând, dacă vreți să știți punctul meu de vedere, această garnitură și guvernamentală și parlamentară nu au încredere nici cetățenilor, nici a partenerilor de dezvoltare. Țara au adus-o pe muchie de prăpastie. Țara e pe muchie de prăpastie. Ceea ce fac ei acum, eu pot să numesc un fel de vrăjală pe domnul Plahotniuc, să-l aduc în prim plan și așa mai departe, pentru că este geniu a jocurilor de culise și poate din culise rezolva problemele prin pârghiile pe care le-a obținut în baza protocolelor secrete și așa mai departe. Asta e un lucru foarte, foarte important pe care trebuie să-l înțeleagă cetățenii și cred că îl înțeleg și cei de la guvernare. Deci eu nu cred că ei sunt capabili să scoată țara din acest impas, dacă ori nu acceptă în calitate de prim-ministru o persoană, hai să zicem, un tehnocrat care, bun, este figura domnului Sturza, îl vor accepta sau nu, este la latitudinea lor. Dar înțelegerea mea este că domnul Sturza ar putea deveni o locomotivă în această situație. Cel puțin el nu a participat la jocurile acestor clanuri. În privința proiectului doamnei Maia Sandu, eu cred că aici... proiectul nu trebuie să fie legat cumva direct de ceea ce au de gând și ce vor face aceste garnituri care sunt pe... Bine, dar ei nu trăiesc în cosmos, ei văd ce se întâmplă în afara Parlamentului și apariți un proiect nou, dar putea să influențeze. Hai să fim serioși, ei nu trăiesc din salariile pe care le au. Sunt oameni super bogați. Ăștia au venit în politică și au transformat politica în business. Și de ce nu vor să piardă puterea? Păi ei nu vor să piardă puterea, dar nici nu pot guverna țara. Țara e pe muchie de prăpastie. Ei asta e problema, dar în privința proiectului doamnei Maia Sandu, eu cred că e important să aveți viziunea, părerea mea.
Și pornind de la viziune, să vedeți care hai să zicem, instrumente doctrinare vă pot pune flash pe osatură, iar în privința partenerilor, asta e chestie de context, de conjunctură, de situație, de oportunitate. Eu cred că lucrurile astea nici nu trebuie discutate în avans, atâta timp cât nu știi care va fi conjunctura. Și... Pe scurt, dar chiar pe scurt, pentru că nu aveam timp, 5 reforme cheie pe care, cu care ați începe, în cazul în care ajungeți în Parlament. Reforma justiției, reforma organelor care trebuie să combată corupția, reforma mediului de afacere și a fiscului, tot ceea ce ține de acumularea veniturilor la buget, dar și îmbunătățirea cheltuielilor publice, reforma în educație, evident, și reforma asigurărilor sociale este o problemă extrem de complicată și mă refer aici în special la asigurările sociale, la pensii, pentru că ne așteaptă niște timpuri foarte dificile. E un subiect aparte pe care trebuie să discutăm, dar este un domeniu care va avea un impact serios asupra populației dacă lucrurile nu vor fi corectate foarte și foarte repede. Dar vor mai fi femei în partidul dumneavoastră? Acum, ori dumneavoastră, și m-am gândit că noi nu avem tare multe partide în care acum, femeile sunt în echipa înfrunte. De inițiativă sunt mai mult femei. Mă bucur. Femeile sunt mai multe, ca mă să bucur. Spunem așa. Eu chiar cred, știți cum spunea Margaret Thatcher, dacă vreți să discutați despre o problemă, discutați cu bărbații, dar dacă vreți să o rezolvați, discutați cu femeile. Eu vă doresc succes, ca oricare partid nou din Republica Moldova. E nevoie de o schimbare, toată lumea se așteaptă la acest lucru, toată lumea simte acest lucru. Rămâne doar să dovediți că, într-adevăr, veți reuși să fiți altfel. Ne vedem mâine la ora 21:00 la Interpol. Vom vedea dacă domnul Deacu va veni la emisiune. Propuneri domnul Boțan. Noapte bună!